Bine v-am găsit la un nou eveniment pe care editura Polirom îl susține în acest format online pentru Elephant Fest, ediția a patra. Realizăm prezentarea unui volum recent apărut al celebrului istoric Niall Ferguson. Este vorba despre apocalipsa, mari dezastre din trecut și câteva lecții pentru viitor. Este cel de-al 15-lea volum al istoricului britanic. Poliromul deja publică în mod tradițional cărțile sale. Cartea care a cunoscut ediții în 2011, 2014, 2017 este Civilizația, Vestul și Restul. Alte volume apărute tot în românește la Polirom de Niall Ferguson, Istorie virtuală, Evoluții alternative și Ipoteze contrafactuale, Marele declin, Cum decad instituțiile și mor economiile, Ascensiunea banilor, O istorie financiară a lumii, Imperiul, cum a creat Marea Britanie lumea modernă și Piața și turnul, rețele, ierarhii și lupta pentru putere. Mă bucur să îl salut în cadrul acestui eveniment și să îi mulțumim pentru că a acceptat să fie alături de noi pentru a vorbi și a prezenta acest volum. Domnul Teodor Baconski, scriitor, diplomat, antropolog religios. Domnule Baconski, o prezență foarte cunoscută. Bună seara, bun venit! Bună seara! Ca să intrăm direct în subiect, e încă un volum despre această pandemie, dar desigur vorbind dar cu o perspectivă extrem de importantă asupra trecutului, mari dezastre din trecut și câteva lecții pentru viitor. Niall Ferguson însuși se autodefinește ca fiind, mă rog, una dintre casandrele COVID-19, unul dintre cei care încă de la forumul de la Davos, undeva prin ianuarie 2019, atrăgea atenția asupra faptului că această pandemie e mai mult, sau în fine, această gripă e mai mult decât un lucru trecător în China și se va transforma într-o pandemie, la fel cum a făcut și cu alte volume ale sale, cum e cel despre bani. Ferguson spunea că a fost în mod viu interesat vreme de mai bine de 30 de ani de rolul pe care bolile l-au avut de-a lungul istoriei, prin urmare și de data asta e perfect poziționat pentru a vorbi despre pandemie. E un volum care am văzut că a devenit destul de controversat în Statele Unite ale Americii, în încleștarea asta foarte dură între conservatorism și progresism, să-i spunem, de peste ocean. A fost acuzat că a scris o carte elitistă pentru cei foarte puțini, retrăgându-se din rolul intelectualului și, în fine, istoricului care popularizează idei și oferă unui public mai larg perspective asupra istoriei. Cum v-ați apropiat dumneavoastră de volumul acesta? Cum vi s-a părut? M-am apropiat de cel mai recent volum al lui Niall Ferguson cu admirația intelectuală constantă pe care o arăt, cu cele mai bune argumente. Este un colos al istoriografiei anglosaxone în această era a globalizării, care și-a configurat de-a lungul volumelor publicate până acum o agendă problematică relevantă, inconturnabilă. E pur și simplu un prieten foarte inteligent, extrem de erudit, dacă erudiția permite grade de comparație, și care are o viziune panoramică, reușind să împletească demersul de reconstituire a trecutului cu acela de reflexie filozofică asupra istoriei și asupra destinului cu precădere occidental, pentru că el a căutat să înțeleagă atât durata lungă pe urmele
pionierilor care au fondat școala analelor în anii 30, deci este un, și un istoric al mentalităților, al proceselor socioculturale care se întind pe secole și care transformă într-un ritm foarte lent, aproape insesizabil, forma mentală a societăților noastre, dar este și un istoric care se ocupă de prezent așa cum se desfășoară el. Și combinația pe care Ferguson a făcut-o, deci între istoria ca durată lungă, istoria ca prezent, totodată s-a ocupat de factorii structurali care au cel mai mare coeficient de impact asupra societăților umane. Istoria banilor, a căutat să înțeleagă de ce peninsula Asiei numită Europa e de 500 de ani la conducerea lumii. A căutat să deceleze factorii intelectuali, tehnologici, politici, morali care au permis această distanțare uluitoare a civilizației euroamericane. Apropo, prezentați pe bună dreptate ca istoric britanic, dar și a dobândit de curând cetățenia americană. Se pare că în pofida războiului cultural de peste ocean, americanii au încă arta de a atrage de partea lor cele mai strălucite creiere. Da, din punctul ăsta de vedere, cred că indiferent de ideologie, lucrurile nu se vor schimba prea tare, da. Da, și nu-i vorba că Niall Ferguson e receptat ca autor de prim rang și în Marea Britanie, unde a predat la cele mai prestigioase universități, atât la Oxford și la Cambridge și la London School of Economics, deci e un nume deja consacrat. Aici face o istorie a dezastrelor. Apocalipsa este o temă teologico-politică, un fir roșu al istoriei occidentale. Niciodată n-am scăpat complet în subconștientul nostru colectiv de orizontul acesta hiliast, milenarist, de tema sfârșitului lumii, de ambiguitatea semantică a cuvântului apocalipsă, care înseamnă deopotrivă războiul final, ca să zic așa, și revelația supremă. Deci e un fel de teză gnostică incorporată în istoria gândirii apocaliptice occidentale și Ferguson are, printre multe altele, meritul de a arăta că există într-adevăr o rețea de rețele, o interconectivitate văzută și nevăzută, care face ca distinția dintre dezastrele naturale, geologice, seismice și așa mai departe, și cele create de om să nu fie una totală sau radicală, pentru că atunci când apar dezastre, fie ele politice, războinice sau crize pur și simplu, sau cataclisme și catastrofe naturale, tot de gestiunea umană a lor e vorba, deci tot de decizii politice, tot de mismanagement, deci de capacitatea elitelor politice, administrative, birocratice, nu, de a comunica, de a gestiona criza. Și aici trebuie să... E o nuanță importantă. Titlul original sau subtitlul original se leagă de politicile publice din jurul catastrofelor, pentru că, spune Niall Ferguson, nu există dezastre naturale în totalitate, decât dacă ar cădea un meteorit. Altfel, sunt dezastre care pot porni de la natură, dar care sunt desăvârșite de mâna omului și de obicei de mâna omului politic. Da, desăvârșite în sensul de agravate sau a căror soluție este tergiversată, fie din incompetență, fie din rațiuni politice meschine, eventual criminale. Interesant cu titlul sapiențial este și faptul că el surprinde ceea ce numește structura fractalică a dezastrelor. Deci faptul că dezastrele de mică anvergură, să zicem așa, locale, ne pot învăța anumite lecții și atunci când ne confruntăm cu un dezastru de tip pandemic, să zicem, nu global. Chiar și cei din generația mea, în România, de pildă, au trecut prin cutremurul din 1977, apoi prin, deci,
un dezastru seismic care a pus la bătaie proasta rezistența multor clădiri din București și din alte orașe ale României. Spre sfârșitul comunismului a împrins acel dezastru de la Cernobâl, nu? Care deja era unul regional și iată că, deși n-am avut, din fericire, parte de un război, în afară de cel din vecina ex-Iugoslavie, acum ne facem și noi parte, ca națiune, din acest fenomen pandemic, deci dintr-o epidemie care se globalizează și care nu putea să nu se globalizeze. Ferguson și-a scris cartea efectiv cu ochii pe știri, pe ziare, pe analize, pe studii și statistici legate de COVID-19. Și în postfața încheiată în mai 2021, el se întreabă retoric dacă cei care i-au reproșat că a scris cartea asta prea devreme, pentru că un istoric are nevoie de un recul pentru a înțelege ce s-a petrecut, el polemizează cu acești adversari și spune că practic ar fi trebuit să o scrie chiar mai devreme de atât, adică dacă s-ar fi putut în 2019. În orice caz, nu este un manual pompos cu niște concluzii artificiale, generice, greu de aplicat în realitate, ci o profundă meditație asupra acestui mixtum de uman, geologic, istoric, local, universal, care ne oferă și consolarea unor comparații. Adică în dezastrele pe care le reconstituie, Ferguson ne arată că și în trecut au existat foarte multe ezitări, gafe, decizii greșite, pur și simplu. Deci ne arată că E cazul să fim smeriți în fața acestor încercări, să nu supraestimăm nici capacitățile guvernelor, nici puterea noastră de predicție. Pur și simplu toate aceste evenimente catastrofale sunt fundamental impredictibile, chiar dacă ele prezintă în timp o aparentă ciclicitate. Eric Schmidt, fost președinte și director executiv Google, mi s-a părut interesant faptul că cei de la Polirom au ales acest citat, spune că apocalipsa descrie de fapt viitorul nostru și ce putem să facem ca să nu-l ratăm. Niall Ferguson este un istoric exemplar, dar și un fin observator al suferințelor și pătimirilor vremii sale. Citiți apocalipsa lui ca să înțelegeți cum am ajuns aici și ce putem face. Și asta vreau să vă întreb pentru că mi s-a părut interesant să citesc și criticile care s-au adus acestui volum. Dacă într-adevăr, sau care sunt acele chei de înțelegere pe care le găsiți esențiale și pe care le oferă autorul? Da, să-i dăm cuvântul. Scrie în postfață Niall Ferguson și dați-mi voie să citez un mic fragment. Teoria generală a catastrofelor elaborată în această carte poate fi simplificată după cum urmează. În primul rând, dezastrele sunt inerent imprevizibile, țin de domeniul incertitudinii. Încercările de a le prezice eșuează aproape întotdeauna, deși din când în când câte o Cassandra are noroc, zice el. În al doilea rând, nu există o separare clară între dezastrele naturale și cele provocate de om. Mortalitatea excedentară depinde aproape întotdeauna de acțiunile omului și de aici și politica catastrofelor, care explică cel mai bine de ce același virus a avut efecte atât de diferite în diferite părți ale lumii. În al treilea rând, punctul crucial al erorilor nu se află în general la vârf, ci undeva mai în josul ierarhiei de comandă. Asta e o lecție practică de maximă utilitate. Deși gesturile inepte ale liderilor pot oricând să înrăutățească situația. În al patrulea rând, contagiunea fizică datorată agenților patogeni interacționează adesea în mod dăunător cu contagiunea mentală. Cam la fel cum victoria într-un război înseamnă că dușmanul trebuie înfrânt și material și moral. În fine, pentru că nu putem prezice dezastrele, e mai bine ca regulă generală să fim paranoici decât să fim pregătiți la modul birocratic pentru surprize care nu se produc. Rapiditatea reacției la avertizările timpurii este ingredientul central al rezilienței, dacă nu chiar al antifragilității,
Cu toate că, așa cum o dovedește resurgența bolii în Taiwan în mai 2021, e ușor să cazi victima propriului succes dacă el duce la suficiență și de lăsare. Cred că și faptul că Ferguson preia de la Taleb conceptul de antifragilitate, îl combină cu acela de reziliență, de avertizare timpurie, ne arată că, pe de o parte, trebuie să nu subestimăm aceste riscuri periodice, pe de altă parte să punem la punct mecanisme de early warning, deci care să nu ne expună la surprize în momentul în care catastrofa e deja în toi. Și cred că orice guvernant responsabil și orice intelectual, mă rog, cu un profil public mai pregnant sau mai discret, trebuie să-l citească pe Ferguson, pentru că are în cartea lui despre istoria dezastrelor, Apocalipsa, are și o cazuistică extraordinar de vastă, e acolo aproape tot ce a contat de la ciuma bubonică până la accidentele nucleare din Japonia sau din alte părți. Și cred că e o carte care contribuie la configurarea unei solidarități universale, panumane, la ideea că deja nu ne mai putem riposta la aceste riscuri colective decât printr-o inteligență morală colectivă, decât printr-o nouă etică, decât printr-o sincronizare generoasă cu ce, și prin umilitatea necesară pe care ți-o cere învățarea lecțiilor și a experiențelor celorlalți. Nu trebuie să naționalizăm dezastrele, nu mai e posibil, nu putem să trăim separați de ceilalți. Vă dau un exemplu apropo de imprudența spontană care se manifestă până și la ONU. A fost de curând o adunare generală ONU, care are loc în fiecare an în luna septembrie, și din curtoazie diplomatică, deși acolo era un bazar global, oamenii se dădeau jos din avioane care veneau din absolut toate țările lumii, la intrarea în ONU li s-a cerut delegaților oficiale să își dea cuvântul de onoare că nu au COVID. Bineînțeles că la New York 80% s-au vaccinat, situația e sub control, dar vă dați seama cum, în ce, dacă aveam niște, o aparatură care să scaneze incinta adunării generale ONU la 3 zile după acest tip de laxism, am fi fost probabil șocați să vedem că vechi și noi tulpini de COVID s-au înfrățit acolo în murmurul unor declarații solemne contra COVID. Deci, în continuare, fie anumite cutume, fie anumite inerții instituționale sau pur și simplu o formă de candoare vecină cu stupiditatea, îi face pe oameni să reacționeze prost, întârziat sau defazat față de acest pericol cu care va trebui să coabităm. Da, și cel mai probabil nu va fi pentru ultima oară când va trebui să coabităm cu acesta. De asta sunt importante și acele lecții pentru viitor pe care Niall Ferguson le-a cuprins în acest volum. Mai spune acesta chiar în prefață că orice pandemie formată dintr-un agent patogen nou, dar care evident n-ar avea niciun impact dacă n-ar avea și rețelele sociale pe care să le atace, și virusul va infecta numai atâția oameni cât îi permit aceste rețele sociale. Suntem interconectați nu numai ca la ONU, acolo unde se întâlnesc toate popoarele lumii, dar rămânem în continuare, oricât lockdowns ar fi fost instaurate, și astăzi suntem o societate globală, adică aici spiridușul a părăsit lampa, nu cred că mai poate fi
băgat înapoi în lampă. Suntem destul de departe. Da, însă asta nu ne împiedică să parcurgem această captivantă carte. Încă o dată insist asupra calităților stilistice de narator ale lui Ferguson. Nu ne livrează date seci, soporifice, e un mare povestitor, un om care, într-adevăr, pictează această frescă înfricoșătoare cu umor desigur britanic și care relativizează fără să minimalizeze toate aceste riscuri. Ne arată că de multe ori dezastre de prim ordin au fost din diverse motive publicitar-politice sau conjuncturale puse în planul 2 și că de pildă au existat catastrofe navale mult mai costisitoare decât naufragiul Titanicului, dar din diverse motive, de altfel evidente, Titanicul a devenit paradigmatic, nu, pentru supraestimarea de sine a occidentalilor, care sunt convinși că stăpânesc natura, că pot înfrunta orice pericol, și sunt contraziși de realități de cele mai multe ori tragice. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție în cadrul evenimentului Polirom de la Elephant Fest. Mă aștept să ne mai vedem și cu altă ocazie. Iar pe dumneavoastră, cei care ne-ați urmărit, nu ne rămânem decât să vă invităm să căutați atât în librării virtuale cât și fizice Niall Ferguson, Apocalipsa, mari dezastre din trecut și câteva lecții pentru viitor, volum apărut la editura Polirom. Încă o dată, domnule Baconschi, multe mulțumiri! Vă mulțumesc și eu, pe curând!